fine, aș mai vrea să mai ating două puncte destul de delicate, deci unul dintre ele fiind vorba despre instituțiile de cult religios, referitor la biserici, pentru că noi suntem o comunitate, și cum spuneam, mai puțin numeroasă, destul de sărăcuță. Ne-am cu posibilități personale, am reușit să construim câteva bisericuțe modeste, unde slujesc preoți și devotați, însă comparativ cu celelalte edificii care se află în apropierea căsuțelor noastre, micuțelor noastre bojdeugi, sunt acele edificii rusești, biserici rusești, acele sinagogi evreiești, care pur și simplu ne eclipsează. Adică suntem noi chiar așa de necăjiți încât nu putem fi în stare să avem și noi o biserică frumoasă. Mai acum câteva zile, la Ziua României, o doamnă în vârstă de 70 de ani îmi spunea cu foarte mult îmi visez o catedrală. Eu am întrebat-o foarte frumos: doamnă, de unde luăm bani? Zice, de la noi și de la Dumnezeu. În fine, cred că banii vom lua de la noi, dar cu un ajutor substanțial din partea guvernului. Aș vrea să ne spuneți dacă știți ceva, dacă aveți ceva cunoștință în domeniul acesta de ajutorare ușoară. Sigur, acum e adevărat că nu avem o catedrală, dar pe de altă parte sunt vreo 12 biserici românești în oraș. Deci, mă rog, dacă din 12 ar rămâne două, probabil că s-ar putea face niște edificii mai impozante. Dar, mă rog, asta e situația și foarte bine că sunt 12 și poate să fie și mai multe. Există și un sprijin pe care autoritățile române îl pot acorda și, de altfel, vreau să vă informez că sunt două cazuri în care acest sprijin s-a materializat, tot prin intermediul Departamentului pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni. Se pot acorda sume pentru repararea, întreținerea, reamenajarea, decorarea bisericilor. Și un astfel de proiect a fost deja finanțat și banii s-au transmis pentru Biserica Românească din Philadelphia. Și al doilea proiect la care, mă rog, suntem destul de avansați, este un proiect de la Biserica Sfânta Maria din Queens pentru finalizarea picturilor interioare ale bisericii. Sperăm să îl rezolvăm, îl urmărim cu atenție. Iar pe de altă parte putem susține și promova și alte proiecte de la alte lăcașe de cult românești. Majoritatea sunt biserici ortodoxe. Există și o biserică, mă rog, de fapt servicii pentru comunitatea greco-catolică aici în New York, care folosește o biserică, închiriază spațiu într-o biserică, dar există posibilități de a susține, nu sunt sume imense, sunt sume însă care să permită întreținerea, reamenajarea, repararea acestor biserici și aducerea lor la un nivel civilizat în care oamenii să poată să-și exprime opțiunea în mod civilizat. Și vă rog și pe dumneavoastră, ca o persoană extrem de implicată în comunitate, pe lângă comunicările care le avem noi, ca în situația în care cunoașteți despre solicitări de acest gen din partea bisericilor, vă rog să ni le aduceți la cunoștință și vom lucra împreună cu bisericile respective pentru finalizarea acestui cerere de finanțare, cerere de sprijin. Vă mulțumesc, domn consul, și pentru această lămurire.